În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, blagoslovit, Sfințite Părinte, ca să țin cuvânt de folos. Pentru rugăciunele Sfinților Părinților noștri, Doamne, Dumnezeu, miluiește-ne și mântuiește pe noi. Amin. Sfințitelor Părinți, Părinților Maicilor, iubiților credincioși, Sfânta Evanghelie rânduită de Sfinții Părinți a fi citită astăzi, e luată de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 17, versetele 14 până la 23. Dar despre vindecarea copilului lunatic, căci acesta este conținutul Evangheliei de astăzi, ne vorbesc și Sfinții Evangheliști Marcu și Luca. Cei dintre dumneavoastră care înțelegeți cât de vital este pentru mântuire citirea Sfinților Părinți, ați văzut că despre Evanghelia de azi nu găsim predică la Sfântul Teofan Zăvărutul și Sfântul Ignatie Preancianinov. În schimb, în predica destinată Evangheliei de azi, duminica 10 după cincizecime, Sfântul Nicolae Velimirovici ne redă pe larg tălcuirea Evangheliei vindecării copilului lunatic, făcând referire și la completările pe care le găsim la ceilalți doi sfinți evangheliști, Marcu și Luca. Având în vedere că puteți și trebuie să citiți dumneavoastră înșivă tălcuirile Sfintei Evanghelii la toate duminicile și sărbătorile de peste an, așa cum le găsim pe ele în predicile inspirațiilor de Dumnezeu Sfinți Părinți, n-am să insist prea mult la tălcuirea Evangheliei de astăzi. Doresc mai întâi să scot în evidență câteva idei mai importante ce le găsim în tălcuirea acestei Sfinte Evanghelii la Sfântul Nicolae Velimirovici, pentru ca după aceasta să ne oprim asupra unei teme care poate fi legată de Evanghelia de azi. Venind deci la Mântuitorul, un om îngenunchează și îl roagă să-i vindece fiul lunatic, care era demonizat. Iar diavolul, ca oamenii să creadă că din cauza lunii de picer se întâmplau chinurile sale, îl chinuia la anumite faze ale schimbării lunii. Mântuitorul, înainte de a-l vindeca, ține să-i mustre pe toți, zice Sfântul Nicolae Velimirovici. Dar atenție, o face la general. Îi mustre deci pe toți necredincioși și puțin credincioși din Israel și pe toți cei pe care îi avea dinainte, tatăl băiatului bolnav, ucenicii și mai cu teamă cărturarii care erau atunci de față. Îi face neam necredincios, neam înrobit răului, potrivnic binelui și potrivnic și lui Dumnezeu, datorită faptului că le lipsea credința puternică, arătată prin toate faptele credinței. Apoi, ceartă demonul din copilul lunatic și copilul se vindecă imediat. Întrebat apoi de Sfinții Apostoli de ce ei n-au putut să facă această minune, să alunge demonul din copil, Mântuitorul le răspunde că pentru puțina lor credință. Sfântul Nicolae Velimirovici ține să precizeze că, deși Sfinții Apostoli scoseseră destule duhuri necurate din oameni, căci Mântuitorul când i-a trimis la propovăduire le-a dat putere să facă asta și să tămăduiască orice boală și orice neputință conform Matei 10 cu 1 și următoarele, ei, deși au lucrat o vreme într-o această putere, mai apoi, împuținându-li se credința, fie din frică lumească, fie din mândrie, zice acest Sfânt Părinte, puterea lor a scăzut și n-au putut să scoată demonul din copilul lunatic. Iar pentru a avea din nou aceeași putere, le trebuia credință. Credință tot mai intensă, mai puternică. Și Mântuitorul le spune Sfinților Săi Ucenici Apostoli, cu ce pot să-și întărească credința? Cu ce pot să fii scoși mai ales demonii? Și anume cu ce altceva decât cu rugăciunea și cu postul. Multe lucruri importante în legătură cu aceste două mijloace vitale pentru mântuirea noastră o să le aflați în scrierile Sfântului Ignatie Preancianinov. Citiți asta în cartea Experiențe Ascetice. Acum aș vrea să reflectăm pe cât se poate pe tema aceasta. A faptului că noi, atâta timp cât suntem nedespătimiți, prin patimile ce ne stăpânesc, suntem noi înșine posedați duhovnicește. Iată ce a afirmat Sfântul Teofan Zăvărutul, citez. Ne e îngăduit să gândim că acolo unde nu este post și rugăciune s-a și înființat demonul? Da. Demonii, sălăfluindu-se în om, nu întotdeauna își fac simțită adăstarea, ci se ascund, învățându-și gazda la tot răul și abătându-o de la tot binele în chip hoțesc, așa încât acesta, e vorba de om, este încredințat că singur face tot, împlinind, de fapt, voia vrășmașului său. Tu doar apucă-te de rugăciune și de post și vrășmașul va fugi îndată așteptând prilejul de a se întoarce. Într-adevăr,
Se întoarce îndată ce omul părăsește rugăciunea și postul, am încheiat citatul. Iar într-un alt loc învață acest Sfânt Părinte. Citez, putem spune doar că această sălășluire a duhurilor rele în oameni nu este întotdeauna văzută. Nu se vădește întotdeauna prin manifestările cunoscute ale celor îndrăciți. Există o sălășulire nevăzută, ascunsă a duhurilor în om. Mai există și o stăpânire a duhurilor care nu se ating de trupuri, ci are puterea asupra minților pe care le mână, precum vor prin patimile ce lucrează în ei. Iar oamenii cred că păptuiesc ceea ce vor, fiind în fapt bajocoliți de puterile necurate. Dar ce e de făcut? Fii un creștin adevărat și nici o putere a vrășmașului nu te va birui, am cheiat citatul din Târcuiri, din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an. Și aici aș vrea să vă reamintesc acest lucru foarte important pe care îl afirmă Mare Sfinți Părinți, Sfântul Macar Egipteanul, Teofan Zvărutul, Ignat Ebrean Cianinov, și anume că pentru ca să nu ne conducă vrășmașul și noi să credem că suntem noi înșine, ar trebui ca întotdeauna toate gândurile, simțămintele noastre să le raportăm la învățătura pe care o găsim în Sfânta Scriptură, scrie Sfinților Părinți și canoanele lor. Așadar, cu toții, mai mult sau mai puțin, cu rara excepție a celor despătimiți total, noi suntem posedați duhovnicește. Dar pentru că nu ne cunoaștem pe noi înșine și nici cum trebuie dus războiul duhovnicesc, nu putem crede nici de cum că noi înșine am fi posedați, demonizați deci. Asta e din nefericire situația. Dacă pe vremea Sfântului Ignatie Brian Cianinov, cu aproximativ 150 de ani în urmă, citiți asta în experiența ascetice, niște mireni erau scandalizați când un monah întreba dacă mai sunt demonizați în vremea aceea, el a spus că sunt mulți și unul era chiar el însuși. Cum oare vom crede că nu ne scandalizăm și noi cu toții dacă ni s-ar spune că suntem demonizați? Și totuși, adevărul acesta este, suntem demonizați și noi locuiesc atâția demoni în funcție de câte patimi suntem ținuți. Citez, spre lămurire, iarăși din Sfântul Teofan, din carte Răspunsuri la întrebări ale intelectualilor, volumul 2. Îndrăciții, zice Sfântul Teofan, nu sunt numai cei în care neorânduiala drăcească se descoperă în chip vădit. În cea mai mare parte a îndrăciților, drace locuiesc potoliți, mărginindu-se să diriguiască prin insuflare faptele lor păcătoase și strângând șurubul atunci când omului îi trece prin cap să se pocăiască și să se îndrepte. În unii trăiesc câțiva draci deodată, asta la cei care slujesc mai multor patimi, ei, și prin aceștia stăpânește Dumnezeul acestui veac. Lui se închinau păgânii divinizând patimile, acum îi se închină cei ce sunt creștini, doar cu numele, plecându-se în bolturilor patimilor pe care el le aprinde și le îndrumă. Dar am putea să luptăm mai cu folos pentru despătimirea noastră sau desdemonizarea noastră, de ce să nu spunem și așa? Da. Da, fiind faptul că toate patimile, după unii sfinți părinți, pornesc de la cele trei patimi mai generale, care sunt rădăcini ale tuturor patimilor și păcatelor noastre, să luptăm mai întâi, potrivit sfaturilor ce le găsim la Sfinții Părinți în acest sens, cu acea patimă care ne ține mai tare. Fie că e vorba de iubirea de plăceri trupești și în special de sfrânare sub toate formele ei, fie că e vorba de iubirea slavei de șarte și toate cele înrudite cu ea, mândria, invidia și celelalte, fie că e vorba de iubirea de cele materiale, averi, bani și așa mai departe, căci acestea sunt cele trei patimi mai generale. Și după cum spuneam și altădată, dacă iubirea de plăceri trupești, credem noi, nu ne ține într-o mai mică sau mai mare măsură, deși Sfântul Ignatie pe Ancianinov zice că în vremurile din urmă, pe care le trăim deja, citez, desfrâul cel de obște și prea îmbelșugata sporire materială ce îl va odrăsli, vor fi împreună semnul viacului și al apropierii împricoșate judecății lui Hristos, am chiar citatul, de slavă de șartă și iubire de cele materiale, nu știu dacă mai poți găsi pe cineva astăzi care să nu fie ținut de ele și încă în foarte mare măsură. Dacă este să vă argumentez asta din scrierile Sfinților Părinți, vă rog, vă implor, citiți pe Sfinții Părinți, pe Sfântul Ignatie Brian Cianinov, pe Sfântul Ioan Maximovici, Sfântul Teofan Zvărutul, Sfinți care au vorbit despre vremurile noastre și o să aveți că am dreptate. O să vedeți că am dreptate. Fac iarăși câteva primitere de această dată la scrierile Sfântului Ignatie Brian Cianinov, ca să vedeți cât de tare suntem ținuți cu toții de două dintre cele trei patimi mai generale, din care izvorăsc toate celelalte patimi și păcatele noastre. Mai întâi, haideți să vedem cu toții
indiciile care ne arată că suntem ținuți, cât suntem ținuți de tare, de patima slavei de șarte și celelalte patimi ce țin de ea. În cartea Experiențe Ascetice, Sfântul Ignatii Briancianinov spune, citez, lipsa plânsului, îndestularea cu sine și despătarea cu părutele stări duhovnicești dau pe față trufia inimii, am cheiat citatul. Iar într-un alt loc, citând pe un sfânt părinte din Felocalie, Sfântul Barsanuvie spune că oricât de mare ar fi nevoințele noastre, dacă nu avem plânsul inimii, nu avem zdrobirea inimii, avem slavă de șartă. Într-o altă scriere a sa, ofrandă monahilor contemporani, citim că, citez, viețuirea atentă și dreaptă după poruncile evanghelice, deși este pricină de început a pocăinței, totuși, până când nu va odrăsli din ea frângerea inimii, înduieșarea, plânsul și lacrimile, care alcătuiesc adevărata pocăința călăgurului sau mirianului, este socotită neumbrită de dumnezeiescul har și neroditoare, am chiar citatul. Dar haideți să vedeți și într-un alt loc din această carte ce spune. Citez. Cei ce spun că nu este cu putință a vărsa lacrimi și a plânge în fiecare noapte și în fiecare zi, arată că sunt străini de orice virtute. Dacă sfinții noștri părinți au arătat aceasta zicând, cel ce voiește să-și taie patimile prin plâns și le taie și cel ce voiește să-și agonisească virtuți prin plâns și le agonisește, de aici înțelegem că cel ce nu plânge în fiecare zi, nici patimile nu și le taie, nici virtuți nu și agonisește, chiar de va crede fiind înșelat de îngânfare, că face acestea. Așa nici cel ce săvârșește anumite virtuți și se ostenește întru ele nu va dobândi niciun folos fără această sfântă și fericită stăpână și lucrătoare tuturor virtuților, am chiar citatul, stăpâna virtuților, desigur, fiind aici plânsul, plângerea păcatelor noastre. Plânsul vine dintr-o a ne vedea păcatele noastre, după Sfinții Părinți. Iar pentru a ne le putea vedea cum trebuie, ca să știm în ce măsură le avem, trebuie să ne raportăm mereu la poruncile dumnezeiești din Sfânta Scriptură, din Pidalion și cele găsite în Sfintele Sfinților Părinți. Și aici, haideți să ne gândim puțin la un păcat care este foarte des întâlnit astăzi, și anume divorțurile acestea necanonice. Deci omul divorțează de persoana cu care este căsătorit, canonic, ortodox, la biserică, pentru motive neîntemeiate, nu pentru adulterul persoanei sau credere în erezie și din cauza faptului că îl constrânge și pe el să cadă în erezie persoana cu care este căsătorit. Și se căsătorește. Se duce la biserică, îl cunună, trăiește cu altă persoană, dar căsătoria aceea nu e valabilă în Dumnezeu. Pentru că nu există motive canonice să purcească la cea a doua căsătorie. Priotul în neștiință fiind, îl cunună. Și zice, păi de când să trăiești în desfrânare? Mai bine să căsătorești. Trebuie să faci o cununia. Păi cum să o faci, părinte? Nu știi canoanele? Chiar dacă o faci, el tot în desfrânare este. În prea desfrânare, în cazul ăsta. Dar iată, dacă priuții nu mai știm canoanele, de 150 de ani, Pidalionul a fost scos cu totul din Biserica Ortodoxă de la ochii tuturor, nimeni n-a mai făcut caz de el, nu s-a mai tipărit. Iată în ce hal am ajuns. Și să știți că pentru aceasta vor da socoteală nu numai preoții, în primul rând și foarte tare, ci și noi. De ce? Pentru că trebuie să știm și noi legea lui Dumnezeu. Să ne confruntăm mereu cu legea lui Dumnezeu. Sau să ne punem întrebări că nu se poate conștiința să nu spune la un moment dat când ești într-o căsătorie de asta necanonică. Că nu e bine să nu-ți fie liniștită conștiința. Și de aceea, trebuie să cunoaștem cât de cât Sfinții Părinți. Vrem, nu vrem. Azi e mai vital ca oricând pentru mântuire acest lucru. Pentru că ați văzut ce spune în Sfântul Evanghelist Luca, capitolul 12, versetele 47 și 48, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iar sluga aceea, care a știut voia stăpânului, adică lui Dumnezeu, și nu s-a pregătit, nici n-a făcut după voia lui, va fi bătută mult. Și cea care n-a știut, dar a făcut lucruri vrenice de bătaie, va fi bătută puțin. Vedeți? Tot va fi bătută. Puțin, dar va fi bătută. Va trage. Pornoastele păcatelor sale. Și oricui s-a dat mult, preoți, duhovnici, episcop, toți cei cu răspundere pentru sufletele oamenilor, mult îi se va cere. Și cei și cui s-a încredințat mult, mai mult îi se va cere. Atenție aici la păcatele
care ne vin din cauza profițiilor noastre, căci acestea ne pot aduce în mai mare măsură pierzarea sufletelor noastre decât toate celelalte păcatele noastre. La un moment dat, Sfântul Leon, Papa al Romei din primul mileniu, nu când biserica n-au căzut, nu s-au depărtat de la ea eretici catolici, spune că s-a rugat în viața sa lui Dumnezeu să ierte păcatele și Dumnezeu i-a spus: am mijlocit la Dumnezeu și să iartă toate păcatele tale, nu să le dai socoteală de toți pe care i-ai hirotonit ca episcop, de au fost sau nu primit de preoție. Tot așa vom da socoteală noi duhovnicii de toți pe cei pe care i-am dezlegat la împărtășanii și chiar dacă i-am dezlegat de păcate cum nu trebuie, adică fără ca ei să aibă starea duhovnicească necesară, să-și vadă păcatele și să fie gata să împlinească canonul. Pentru că anumite toate păcatele, dacă preotul dezleagă cum trebuie, se pun în cârca duhovnicului. Haideți să vedem acum cum stau lucrurile cu fiecare dintre noi, că privește o altă patimă dintre cele trei mai generale, dintre patimi, și anume cu iubirea de cele materiale. Aici nu știu cine ar îndrăzni să zică că nu i-a afectat foarte tare. Nu există dovezi pentru a putea fi crezut. Sfântul Ioan Gură de Aur zicea că pentru a putea fi întărit de Dumnezeu spre a-L mărturisi cu prețul vieții, trebuie să fim cu totul deslipiți de iubirea de case, avere și așa mai departe. Ori, la fiecare dintre noi, într-o măsură destul de mare, se vede exact contrarul. Fiecare zice că se pregătește pentru vremurile apocaliptice pe care le trăim. Dar cum? Prin a-și asigura tot confortul de care poate fi în stare să și-l asigure și pe care el în încelarea sa îl crede strict necesar, după cum cereau acest lucru Sfinții Părinți. Sfântul Grigorie Palamas zicea că cel ce în viața aceasta zace în plăceri și înfruntându-se de bucate desfătătoare, a strâns avuții care se cheltuiesc ușor și care se bucură de averi, chiar dacă ar fi drept cu privire la celelalte fapte bune, plată nu va primi, căci în loc de plată, auziți cu toții, are acum averi pământești și trai dezmerdat. Iar cel ce se ofilește în sărăcie și boală, răbdând de bună voie, are ca plată pentru păcatele sale reaua pătimire cea după trup. Și mai zicea că cel ce, deși nu are bogății, dorește însă să le aibă, e de ajuns doar atâta pentru a fi cuprins de tot răul, în omilii, volumul 3. Să luăm aminte la acestea toți, care credem că vestim doar cu strictul necesar, dar care în realitate este un trai plin de confort și de comodități. Dar ce răspuns vom da noi, monahii? Pentru că să știți că, printre altele, de asta nu s-au îngădit erezie cei din mănăstiri. Mă refer la toți monahii, în general. Pentru că au avut parte în mănăstiri de tot confortul ce și l-ar fi dorit. Pe lângă faptul că nu au cercetat deloc Sfinții Părinți. Nu se pune deloc accent în mănăstiri pe cercetarea Sfinților Părinți, cum spun Sfinții Părinți, sau sunt Ignatie Pensionul mai ales. Ori în cartea cu vorbirea duhovnicești a Sfântului Ioan Casian, citim că un cuvios părinte Avram, la întrebarea de ce s-a așezat cu alți monași în niște locuri foarte neprielnice vieții, a răspuns: nu stăm lângă livezi frumoase, unde toate ne-ar fi din belșug, fără cea mai mică trudă a trupului, ca să nu ni se spună și nouă că ne-am primit mângâierea în vremea vieții noastre, conform Luca 16:25. De aceea trăim în deșert arid și pustiu, urmărind câștigurile cele netrecătoare. Fraților, să luăm foarte în serios lupta ce o avem de dus cu cele trei patime generale și mai ales cu iubirea de cele materiale. Sfântul Ignatie Briancianinov zicea, în cartea Ofrandă monahilor contemporani, citez: când vreo patimă ucigașă îl ia în stăpânire pe om, celelalte patimi încep să tacă în el. Diavolul încetează să-l mai lupte și să-l ispitească, păzind în el ca pe o comoară, ca pe un zăloc sigur al pierii lui, patima cea aducătoare de moarte, de care acesta s-a molițit. Omul, fiind omorât de păcat în tainița inimii și fiind atras de el chiar până la porțile iadului, deseori se înfățișează înaintea celorlalți ca sfânt și ales povățitor, așa cum se înfățișa Pavel înaintea călugăriților, până când încercarea îl vădește așa cum l-a vădit pe Pavel. Am încheiat citatul. Și aici, ca să înțelegeți despre ce este vorba, vă voi expune foarte pe scurt cele despre acest Pavel. El era preot foarte bogat și a trăit în vremea persecuțiilor împotriva creștinilor. Avea pe lângă el și 5 călugărițe fecioare, care de asemenea fugeau de prigoană și trăiau în preajma lui,
în pustie. Au deprins pe lângă el rugăciunea și împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Deci iată, erau virtuoși, era virtuos. La un moment dat, Pavel este părit la împăratul persan că e creștin și are mult aur. A fost adus la judecată împreună cu călugărițele. Întrebându-i pe chinuitor de ce vor să ia averea, lui Pavel s-a spus, pentru că e creștin și dacă vrea să și-o păstreze, să se lepede de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iar el, dacă era legat de cele materiale, atenție la legarea noastră de cele materiale și de confort, s-a lepădat de Mântuitorul, a jertfit idolilor. Apoi, mai mult decât atât, i s-a cerut dacă vrea să-și păstreze averea, să le convingă și pe călugărițe să se lepede. Acestea, când au auzit ce a făcut și că vrea să le silească și pe ele la lepădare, l-au mustrat aspru și i-au prezis sfârșitul său prin spânzurare, ca și a lui Iuda. Pavel, în orbirea sa, pentru a-și păstra aurul, a ucis cu propria sa mână pe cele 5 călugărițe pe care le păstruise înainte, le spovedise, le împărtășise, le povățuise pe calea mântuirii, iar apoi persanii l-au spânzurat cum i-au prezis ele. Atenție mare la posedarea noastră duhovnicească de către demonii ce întrețin această patimă. Vedeți dumneavoastră, duhovnicii dintotdeauna, nu știu cât, cred că prea puțin sau deloc, au căutat să-i facă pe fiilor duhovnicești să se izbăvească cât se poate de tare de această patimă tot pierzătoare. Pentru că dacă ieșim cu legat de cele de vreo patimă, așa, mântuirea noastră, este prelicitată. Ne pierdem sufletele în veșnicie. Sfântul Grigorie de Nisa, în canoanele sale din Pedalion, a se vedea canonul 6, se miră cum de sfinții părinți de până la el n-au canonizat această patimă iubire de arginți, de confort și de toate ce țin de acesta. Dar zice el, dacă ceilalți sfinți părinți n-au canonizat-o, această patimă, pe care Sfântul Apostol Pavel o numește rădăcina tuturor răutăților, vedeți 1 Timotei 6:10, nu canonizește nici el. Cere însă să se facă tot posibilul pentru ca cei ținuți de ea să se izbăvească din ghearele acestei patimi și să fie canonisiți cei pe care sfinții părinții au canonizat în legătură cu alte încrengături ale acestei patimi ale iubirii de arginți, adică tâlharii, răpitorii averilor, cămătare și așa mai departe. Să ne gândim ce aici avem multe peste adevăratul strict necesar, cum îl văd Sfinții Părinți, nu cum îl vedem noi. Că cei la noi strict necesar la Sfinții Părinți lux și supra-lux. De care vorbesc Sfinții Părinți, deci să ne gândim la cei care avem mai mult decât strictul necesar, că încă mai avem timp să-l facem milostenii celor în duh cu noi sau altor săraci și să ne agonisim astfel comoară duhovnicească. Comoară din care luăm Sfinții Îngeri când vom trece vămile văzduhului după moartea noastră, să aibă cum să ne izbăvească de căderea în iad la trecerea prin ele, luând din aceste milostenii ale noastre. În încheiere, să ne gândim la cele spuse de Sfântul Ignatii Briancianinov și anume că de vom vrea să fim întăriți de Dumnezeu spre mărturisire cu prețul vieții noastre, trebuie mai întâi să împlinim fericirile. Iar prima fericire ce spune? Lovește chiar slava de șartă și rudele ei. Ea zice, fericiți cei sărați cu Duhul, că acelor este împărăția cerurilor. Ori zice Sfântul Ignatie, ceea ce își vede păcatele sale, căderile sale, împlinește această fericire. Și deci, sigur, și le plânge. Cel ce vede căderea sa este în stare de să recunoască neapărată trebuință de mântuire, de mântuitorul pe care o are. Este în stare să creadă în Evanghelie cu credință vie, spune acest lucru în cartea sa Experiența Ascetice. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur zice că pentru a putea mărturisi cu prețul sângelui nostru, trebuie să fim cu totul dezlegați de case, averi, confort. Dar haideți să citez exact despre asta din cartea Lumina Sfintelor Scripturi, antologie tematică din opera Sfântului Ioan Gură de Aur, volumul 2. Citez. Viața creștinului trebuie a fi încărcată de sânge. De sânge însă nu ca să se verse sângele străin, ci a fi cineva gata de a-și vărsa sângele său. Cu atâta bunăvoință, deci noi ne vărsăm sângele nostru, când aceasta o facem pentru Hristos, cu câtă bunăvoință ar vărsa cineva apă, căci apă este sângele care circulă prin prejurul trupului. Și cu atâta ușurință ne dezbrăcăm de trup, cu câtă ușurință ne dezbrăcăm de haine. Aceasta se întâmplă însă dacă nu suntem legați cu averi, cu case, dacă nu atârnăm de dragostea celor de față, am chiar citatul.
cu asemenea așezare duhovnicească au fost și strămoșii noștri. Sfântul Constantin Brâncoveanu, voievod cu cei patru fiei săi, Constantin Ștefan Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, pe care îi prăznuim astăzi și asupra cărora n-am mai spus nimic pentru a nu mă mai lungi mai mult. Ei au fost foarte, foarte bogați, dar dezlegați cu totul de cele materiale. Nu le posedau ca și cum nu le-ar avea. Erau ca și patriarhii Vechiului Testament. Dar ar Dumnezeu să ne luptăm pentru izbăvirea de patim și de demonii ce le întrețin în noi și să nu uităm că putem face asta dacă le vom ruga neîncetat. Ați văzut în ultimul apostol la Sfântul Maslu și vom citi din Sfinții Părinți mai tot timpul nostru cât suntem treji, pentru că trebuie să ne despătimim dacă vrem să ne mântuim. Doar așa îl vom milostivi pe Dumnezeu asupra noastră și mai ales dacă vom cere necontenit mijlocirile înaintea slavei sale, a preasfintei născătoare Dumnezeu și a tuturor sfinților săi. Amin. Amin.